E primăvara. Fiica cea mică a bătrânului timp, măsurat în ani, fiica aducătoare de bucurie în suflete și frumusețe în priviri, cu alaiul ei de flori, lumină și culoare, a apărut și în acest an, așa ca într-o taină. Vorba poetului, unii spun că vine seara cu flori multe ascunse în haină. Peste noapte te trezești că afară e senin și totul e înverzit, că miroase verde crud pe câmpul înflorit, că se aude mier la iară și glas de pițigoi, iar soarele străluce. E iarăși primăvară și mi-e atât de drag. E primăvară, cum spuneam, cea care scutură clopoțelul deșteptător pentru trezirea la viață, reînnoirea și renașterea naturii. Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinerețe, voioșie, culoare, poftă de viață și de hălăduit pe coclauri. Starea de bine, primită în dar de la blânda și veșnic tânăra fiica anului, a chemat caravana hunedoara TV în comuna Sălașul de Sus. Situată în depresiunea Hațegului, comuna este străjuită în partea de sus de masivul Retezat. Este străbătută de 4 râuri ce izvoresc din munte și cuprinde 11 sate. Sălașul de Sus, reședința de comună, Coroiești, Mălăiești, Nucșoara, Ohaba de sub piatră, Paroș, Peștera, Râu Alb, Râu Mic, Sălașul de Jos, Zăvoi. Comuna beneficiază de locuri cu plante rare declarate monumente ale naturii. Printre acestea, poiana cu narcise și dealul poienii cu jneapă în pitic. Așezată la poalele Retezatului, într-un ținut de basm, comuna Sălașul de Sus este fără îndoială una dintre cele mai frumoase și bogate din județul Hunedoara. Referitor la comună, ce să vă mai spun? E una dintre cele mai mari comune din județul Hunedoara, atât ca număr de sate, cât și ca suprafață. Avem 11 sate plus fosta colonie muncitorească Cârnii, care administrativ aparține tot de comuna Sălașul de Sus, și ca suprafață avem aproape 23.000 de hectare. Deci o comună foarte întinsă, cu multe păduri, multe composesorate, persoane fizice cu pădure, proprietate personală. Deci, înțeleg că sărășenii sunt foarte bogați. Exact, nu? Asta vreau să vă spun, că într-adevăr comuna este bogată din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere a monumentelor naturale și istorice. Ca și monumente naturale și istorice, eu cred că din țara Hațegului, comuna Sălașul de Sus este într-adevăr cea mai bogată. Amintind de Parcul Național Retezat, în mare parte din suprafața parcului se află în comuna Sălașul de Sus. Mai avem, după cum știți, celebrele narcise, care sunt între satele Sălașul de Sus și Nucșoara, pe o suprafață de vreo 22 de hectare, care de prin anul 2000 tot încerc să o promovez și chiar am reușit datorită acestor narcise. Am plecat spre renumitele fânețe cu narcise, în fapt o rezervație botanică ce acoperă o suprafață de peste 20 de hectare situată între reședința de comună și satul Nucșoara. Poiana narciselor este considerată o insulă preistorică în care încă mai cresc plante din perioada glaciară, când toată zona era o imensă taiga. Specialiștii spun că insula de flori de la poalele Retezatului își are rădăcinile și rezistența în faptul că printre pietrele de granit de subsol curg ape foarte reci din munții Retezat. Am avut un adevărat șoc să constat că în rezervație, cât vezi cu ochii până hăt departe, nu există nicio narcisă, cu toate că abia înfloriseră. Ultimele flori glaciare cu parfum unic și inconfundabil fuseseră culese de două localnice care au trecut pe lângă noi, mândre de trofeul așezat cu grijă în coș. Se spune că narcisele aduc bogăție și noroc. Poate acesta să fie și unul din motivele care îi determină pe turiști și pe localnici să le smulgă uneori cu atâta înverșunare din habitatul lor, ca să le ducă acasă. Pe vremuri era floare lângă floare, era chiar o pajiște de zeci de hectare alb, totul se vedea alb. Da, corect. În ce mai rare narcisele, din păcate, care să fie necazul? Deci aici apar două aspecte. Sper să nu greșesc. Unul dintre ele, prin anii 80-86, s-au făcut
ca în tot județul Hunedoara, multe desecări. Au fost lucrări de îmbunătățiri funciare și, din păcate, s-au introdus sau s-au construit pe aceste terenuri diferite pâraie, ca să spun așa, pentru colectarea apelor, pentru că efectiv Narcisa crește într-o zonă mlăștinoasă, umedă. Deci terenul, într-adevăr, era pe vremea, în anii 80-90, era foarte umed și atunci conducerea de partid, sau eu știu cine o fi fost atunci au luat aceste măsuri de a drena pe canale de colectare a apelor și asta ar fi una din cauze că Narcisa a început din ce în ce să apară mai rar, neavând acea umiditate, după cum vă spuneam. Și un al doilea aspect ar fi că se culeg prea multe. Deci prea multe. Deci în luna mai, care de fapt e singura lună în care ele înfloresc, sunt prea mulți vizitatori care în loc să se bucure de una, două narcise, vreau să vă spun că iau cu coșurile. Bine, că le iau în ideea de a le comercializa. Deci se vând foarte multe narcise, mai ales în Valea Jiului, în această perioadă. Și nu puteți nici să îngrădiți, nici să puneți taxe pentru că terenul este al... Nu, sigur că da. Deci terenul este proprietate personală a localnicilor din Sălașul de Sus și Nucșoara și nu, chiar nu putem să luăm diferite măsuri și sunt convins că costurile ca să cumpăr aceste 20 de terenuri sunt foarte mari, 20 de hectare, sunt foarte mari și chiar nu ne permitem. Cum v-am spus, avem multe proiecte în derulare și abia reușim să rezolvăm infrastructura acestei comuni, alimentări cu apă, canalizare, drumuri. Am ținut Musai să aflu de la un specialist cauzele care duc la dispariția narciselor din rezervație, așa că am porcit spre centrul de la Nucșoara, una din porțile de intrare în Parcul Național Retezat. Poate nu știați, dar 70% din suprafața comunei Sălașul de Sus este cuprinsă în rezervație. Parcul Național Retezat a fost înființat în 1935, fiind prima rezervație din România destinată conservării frumuseților acestor munți și a florei care trăiește numai aici. Se poate face un pic mai multă conștientizare pe lângă oamenii care merg acolo. Se distrugă. Da. Foarte mulți le iau pur și simplu cu bulb și să le pun acasă. Ce este aici la Sălaș sunt narcise sălbatice. Nu au proprietățile narciselor de grădină, să zicem. Deci degeaba le iau cu bulb. Da. Și adunate, efectiv, rupte, până în oraș sunt deja uscate. Nu, ele mor. Nu țin. Da. Ele mor. Da. Mor. Spune-mi de fluturii din de aici, din parc. Fluturii în zona asta, în Retezat, cel puțin pe lunca Berhina și în zona Lăpușnicului, au fost semnalate 1100 de specii de fluturi, dintre care și endemici, adică fluturi care trăiesc numai în zona respectivă. Acolo s-a declarat chiar o arie de importanță lepidopterologică la nivel european, deci este cunoscută. Și normal, în toată zona asta, deși lângă fânațe cu narcise, la fel au câmpurile cu fluturi, parcă le zice ceva. Mm-hmm. Deci trăiesc anumite plante care sunt hrană pentru fluturi. Și, mă rog, trăiesc în zona asta. Este și pășune, pădure. Sunt locuri care permit fluturilor și să se hrănească și să se înmulțească. Și sunt habitate special protejate pentru speciile de fluturi. Și cam cât trăiesc? Depinde. În general, unii trăiesc pe perioada verii, iarna iarna o petrec în formă larvară, au mai multe stadii de dezvoltare. Alții trăiesc câteva zile, depinde de specie.
Am auzit că narcisele și-ar fi găsit un alt habitat, ferit de ochii lumii și mult mai sigur, unde oamenii nu mai apucă să le smulgă din rădăcini sau să le curme viața atât de brutal. Cel puțin deocamdată. Este vorba de o zonă mlăștinoasă, așa cum le place lor, dar unde așa zi și iubitori de natură nu au acces. Și iată cum natura ne mai dă o lecție, dacă noi suntem incapabili să o protejăm. Curiozitatea ne-a împins să pășim și pe fânea sa cu fluturi în căutarea fragilelor vietăți, a căror viață este atât de scurtă. Toată zona e învăluită în mantia luminoasă a soarelui, vorba poetului. Soare crud în liliac, zbor subțire de gândac, glasuri mici de rândunici, viorele și urzici. Iar după ce a pogărât pe pământ, primăvara a lăsat în urma ei galbenii vii de păpădii, ce se ițesc semeții din covorul multicolor ce acoperă ocrotitor câmpurile, dealurile și livezile ce se pregătesc să dea în floare. Am pășit cu grijă pe fâneața cu fluturi ca să nu stricăm tihna micuțelor insecte zburătoare. Degeaba a stat colegul meu, Bughi, cu camera la pândă, pregătit să imortalizeze dansul lepidopterelor cu aripi diafane. Nu au vrut cu niciun chip să fie filmate. Nu s-au vrut vedete și pace, așa că le-am respectat dorința și am purces din nou la drum, prin comuna Sălașul de Sus, pentru că, dincolo de frumusețea locurilor, de aerul curat și de peisajele care îți taie respirația, se află oamenii comunei. Printre ei Mihai Bursec, un tânăr care a renunțat la o carieră în jurnalism, alegând drumul unei altfel de vieți, o viață care pentru mulți dintre noi, născuți și crescuți în șabloane sau matrițe create de alții, pare cel puțin ciudată. Mihai a ales drumul libertății, de aici modul lui nonconformist de a vorbi, de a fi. Mi-a plăcut faptul că vara umblă desculț, mi-a adus aminte de verile din copilărie petrecute la bunici, când colbul fin al drumului îmi mângâia picioarele, iar contactul direct al tălpilor mele cu mama Terra mă umplea de energie și de liniște. Mihai, un fel de rege neînscăunat al canapeliștilor, a transformat fierăria tatălui său într-un adăpost gratuit pentru turiști. I-au trecut pragul mii de călători de prin toate colțurile lumii. Ne-a întâmpinat cu o față veselă de un bucuros de oaspeți și ne-a tratat cu cel mai bun ceai pe care l-am băut vreodată. Ăsta că e mai colorat, e din afine, e bun pentru stomac, dacă aveți probleme. Pentru călători e foarte bun, pentru că majoritatea beau de sting și atunci automat e pansament gastric, dacă... A doua zi. Deci le ofer și remediu pentru... Eu nu le ofer... Ei își oferă băutura, că majoritatea călătorii preferă să nu mânce, dar să aibă de o bere sau de nu știu ce. Și eu am aici, pentru căile respiratorii digestive, tot combinat. Un ceai. Muguri de brad, afine, cimbrișor de ăsta sălbatic, ienupăr. Mama. Și le-am adunat de pe sus, de fac de prin groape. Așa zice, în groape, locul unde se duc sătenii cu caii. Și... Îl ofer la toată lumea, că adun în fiecare an, că e gratis, cafeaua e cam scumpă și atunci din start la sutele de călători care trec pe aici se simte imediat cum economisești câteva milioane numai pentru că le dai ceai. Ai de mine, da, dar le dai și sănătate, nu numai ceai, dai și sănătate. Eu nu le dau nimic, își iau ei. Da, am înțeles că ai făcut, cum să-i spun? Un adăpost, un popas turistic. Un popas turistic, așa pe românește, să da. Nu pe englezii, nu știu ce han, ai. Han spaniol, auberge spaniol, zic francezii. Au o denumire pentru popasurile astea în care nu, fără pretenții. Da. Că la ei pe vremuri în Spania, când vrei să te oprești undeva, un han spaniolesc, care era lumea treia a Europei, era cum o stație de autobuz, trei scânduri și acoperișul. Deci nu era nimica și deja erai norocos că nu te atacă pe han. Ei, aici e un pic mai mult, dar nu-i departe. Și e făcut dintr-o fierărie? Da. Adică a fost fierărie? Era fierărie, nu prea era nimica de locuit. Deci a trebuit să, că aici m-am mutat eu și nu, am trebuit să schimb podele, geamuri și de asta. Dar asta, nu, oricine face. Am făcut-o pentru mine, nu neapărat pentru călători. Și după aia am, spațiu pe care nu-l folosesc și îl pun la dispoziția lor. Ce zic turiștii care stau aici? Mă gândesc să se duc în stânga, în dreapta, vizitează? Păi ei deja vin cu o idee despre România. România fiind în topul destinațiilor de aventură în lume, în primele 10. Albania, România, Peru,
nu mai știu ce an, zic condilieri, suntem în top. Și automat vin deja cu imaginea Transilvania, tot să gândesc, băi, chiar există, credeam că e numai în povești, că și sună numele un pic așa mai livresc, da. Transilvania. Da. Și vin aici, că pentru ei toată Transilvania pe aici, Carpații, tot Transilvania pentru ei, deci nu... Totul este Transilvania, da. Până la urmă. N-au treabă cu Ardelenii și cu Ardealul, Transilvania. Acolo, nu? Da, și le place că le confirmă ideea lor de sălbăticie, pentru că ei vin de la metrou, de la tramvai și aici li se pare că e sălbatic. Deci numai simplu fac că-ți crește iarba până în brâu sau că-ți trece grâul prin curte și nu-i nicio scară. Trebuie să... E o aventură să cobor la râu, să te speli pe față. Deja, frate, am reușit. Dacă îl pun pe unul să facă focul și nu staie degetele, e super, iar o super reușită. Deci au o mică satisfacție de asta de copii handicapați pentru noi și pentru ei e cea mai mare realizare. Da. Și te caut, așa-i? Păi nu pe mine, nu vin pentru mine, că habar n-am cine sunt eu. Deci nu mă cunosc, ori eu, ori dumneavoastră, ori Ienășel. Ei vin pentru că deja locația e o imagine de marcă. Transilvania s-a ducat... sudul Transilvaniei și Carpații și că e gratis și că ăștia care sunt călători de nu-s de weekend, adică sau cu săptămânile pe drum, se simte imediat ce ai economisit niște bani, 10 zile, te poți duce 10 zile în altă parte unde te costă, deci duci la Sibiu, nu te primește nimeni așa, trebuie să stai într-un hostel. Deci trebuie... Cum ți-a venit ideea? Cum ți-a venit ideea? Spune-mi, de la ce a pornit? Că trebuie să fii pornit la ceva. Păi ideea o are toată lumea aici, că toți creștem cu o casă, cameră de oaspeți. Avem toți acasă și la toți devin prieteni și musafiri și chiar necunoscuți care vrea să-i chemăm la noi, că ne-a plăcut ce am discutat cu ei la un pahar, de, la un ceai, la birt sau nu mai știu unde. Deci aici există o ospitalitate spontană, în sensul că dacă te întâlneai cu unul care avea nevoie de un ajutor, de să-și pună cortul sau să stea undeva în sat, te duceai la birt și imediat se ducea el și întreba, te primea, exista o posibilitate să stai și fără bani. Cam cum există peste tot în orice sat, deci dacă n-ai bani și nu vrei să plătești sau vrei să cunoști localnici, te duci altundeva decât pensiune și întrebi, bă, cine mă poate primi pe un pete de pământ? Și automat omul zice, hai la mine, dar fiindcă, na, e reputația în sat, nu o să te lase să spui cortul, o să zică, hai înăuntru, că mă văd vecinii și zic, uite ce calică, că nu te primesc. Ei, asta o avem toți cu musafirii. Eu după aia m-am gândit, bă, stai-mă un pic, că tu așa mare brânză să-ți primești neamurile și prietenii. Ai făcut ceva dacă îți primești pe unul care e necunoscut. Și... până la urmă, bariera nu e mentală de partea mea, e de partea celor care vin, că tu trebuie să fii un pic deschis la minte ca să accepti generozitatea la un străin. Deci să vii la unul, eu-s gazda, mie ce să mi se poate întâmpla? Ia casa și pleacă cu ea roabă? Nu! Dar ei-ți musafir, pentru ei e mai dificil și atunci ei trebuie să aibă, să depășească bariera mentală de a veni undeva gratis și să accepti generozitatea unui străin. Adică să le intre, cum se zice, cu un necunoscut, un prieten pe care nu-l cunoști, să le intre asta în cap. Și atunci, dacă pornezi la principiul ăsta, plus după aia celelalte, că odată ce ai pornit pe chestia asta, începi să vezi o grămadă de alte lucruri care nu le vezi. Faptul că nu trebuie să plătești neapărat o grămadă de lucruri. Cum nu plătești acasă că mănânci când ești copil la familia ta, de ce ar trebui să plătești și în altă parte? Și pentru casă și masă care-ți nevoie primare. Eu înțeleg să plătești dacă trebuie să-ți cumperi un bombardier și să faci praf o jumătate de planetă, da? Ar fi bine dacă ai plătit cu capul, dar pentru restul nu. Știi? Și de ce să plătim noi pentru niște chestii care se bază? Păi n-am nicio profesie, că n-am profesat niciodată. Nimic, nimic. Am făcut studii de interpret, că de-aia mi-e și ușor să-i primesc, că vorbesc cam toate limbile de circulație. Și nu am profesat, că n-am găsit de lucru. De obicei preferă femei la limbi străine și... Vorbești foarte fain. Și de cât timp ți-ai pus? Păi de când m-am mutat, din 2007. Din 2007? Adică primeam și înainte în casa părintească aia mare, care e cu bazine. Și am aflat așa de târziu despre tine? Păi dacă mă înșel, chiar de la Hunedoreanu a venit Elena Matie și a făcut primul reportaj din România cu mine acum nu știu câți ani, prin 2008 parcă. De ce au fost prima care l-a făcut la Hunedoreanu? După aia au venit evenimentul zilei, au mai venit și de Bacața Vencu pe aici, dar ei făceau rubrii sportive, nu erau cu turism. Ce știi despre locurile astea? Știi ceva? Că mă gândesc că dacă e local, sunt legende, sunt povești, ai mai stat de vorbă cu unii, cu alții. Țin niște povești frumoase. O poveste frumoasă... Toate poveștile frumoase sunt povești. Că dacă te uiți mai aproape, nu prea nimic frumos. Dar să știi că nu iese fum fără foc. Deși poveștile astea au o bază, au pornit de la ceva. Păi era o poveste prin ușoara, că l-au îngropat pe unul, nu știu cum. Venise un lup turbat în
un lup, nu, sau l-au îngropat pe un bătrân sau pe un tânăr, nu mai știu ce, și nu i-au făcut ei cum trebuie ritualul și s-a transformat în vârcolac, un lup turbat care mușca pe toată lumea. Și era și o variantă, că au fost ceva lup turbați pe acolo care au mușcat și vulpi și totul, era satul năpădit de turbare și nu știu ce, și toată lumea l-a pus pe seama la spiritele. Aha. Pădurii, ăla nu a fost îngropat cum trebuie și s-a întors să se răzbune și așa mai departe. Dar, în general, poveștile s-au cam dus pe aici. Adică... Este o peșteră, se spune că este peștera lotrilor. Aha. Păi... De asta mă interesa, dacă mai știe cineva. Poate găsim un bătrân care să ne povestească. Deci pe peștera lotrilor din după Paroș. Păi lotrii n-au prea fost pe aici, că de furat nu se fură, eu l-ați deschis și nu fură. Eu nu vorbesc de acum, eu vorbesc de acum. Și pe mai de mult, Robin Hood de ăștia... Robin Hood, da. Or fi fost, dar prin peștera mă cam îndoiesc. Lotrii le zice, nu știu, nu știu, n-am auzit. Dar probabil că trebuie întrebați bătrânii. Știi că întotdeauna, asta e chestie și de marketing, să zic așa, știi că întotdeauna dacă vrei să vină cât mai multă lume și trebuie să le dai niște povești. Că sunt adevărate, că nu sunt adevărate, dar trebuie să le dai niște povești. Păi da, eu le dau, dar nu locale, le dau chiar naționale și internaționale, le spun povești de nu le vine să creadă. Le citesc viitorul, le spun, băi, am 3-40 de ani, vă spun ce se întâmplă în următorii 20. Când moare capitalismul, cu ce e înlocuit? A fost comunism, anarhism, feudalism, ce ia vreți spune-mi, voi? Și le spun imediat, așa, nu e greu. Ia spune. Deci dacă vedem cum se naște o societate și vedem că ajunge la apogeu și după aia degenerează și moare. Capitalism acum e la apogeu, deci nu mai are rival. Asta înseamnă că mai are de trei câteva zeci de ani, între 15 și 30 de ani. Așa zici? Da, și moare. Nu e pe moarte. Noi? Sau noi, cântecul lebedei. Cântă acum de nu mai poate și pe moarte la scara istoriei nimic 30 de ani, dar acum noi nu o să prea prindem multe din sfârșitul. Și ce? Și le spuneam povești de astea. Cum... Ce o rânduire socială crezi că o să fie? Păi o să fie mai mult în paralel, că automat se renunță la învățământ obligatoriu și toată lumea o să-și dezvoltă imaginația cum vrea. De exemplu, canapelismul, care sună foarte bine după comunism. Canapelismul e cazarea gratis. Va fi un nou trend, turismul. Tot ce e gratis, imoral și bun. Tot ce costă bani sau te face să scoți bani, imoral și trebuie blamat, ca un bordel. Și dacă n-ai încotro și ajungi tu la bordel, aia e partea a doua, dar nu poți să trăiești într-un bordel. Și noi trăim într-un bordel și atunci viitorul ne va scuti de bordel, de exemplu. Aha. Și cam asta e, deci canapelismul e omul. După aia eu nu le ofer și masa, o să fie de ăștia care îți dau și masa, și cazarea și masa, și dacă vii la ei îți dau și banii de buzunar, sau bine, produse, sau să oferă afecțiunea lor, orice, numai să vii la ei. Cum e acum să te momească prostindu-te cu tot felul de reclame? Dar fără să te prostească. Va fi exact pe dos. Va fi unul, dar super ok. Da, va fi ca și cum ai, nu mai există relații de clan și de familie. Toată iubirea între două persoane care e confiscarea uneia în detrimentul celorlalți se va anula, va fi considerat imoral. Deci vei iubi ori pe toată lumea, ori pe niciunul. Și atunci, automat, copiii nu vor fi crescuți de mamele lor, ci de comunități. Și automat, nu mai există doar focalizarea pe un singur individ și recunoștința bunului. Pe toți. Și nu mai... Nu mai văd, dispare un pic masochismul și autodestructivitatea asta din oameni. Că oamenii, în general, se comportă ca un virus, ca un HIV, care chiar dacă riscă să-și omoare gazda, el merge până în capăt și moare odată cu ea. Ce crezi că îi determină pe oameni să treacă, să facă pasul spre o astfel de viață? În primul rând, confortul. Odată ce te obișnuiești cu confortul, nu mai ești Spartacus. Deja mai ești gladiator dacă ești un gladiator de lux și un sclav de lux care nu vrea să-și miște fizicul, începe să-și folosească creierul, că dacă ești leneș, trebuie să folosești ceva dacă brațele nu le vrei. Și automat oamenii se gândesc, bă, dar de ce sunt paraziți ăștia la putere? Primari, președinți de Consiliul Județene, imbecili de prin guvern și cotroceni și din Bruxelles și Washington, toți paraziții lumii, o să ia dracu, pentru că lumea să-și dea seama, bă, dar eu îi țin pe ăștia, ăștia mă pară, s-o boală de piele, nu văd care e beneficiul la ei, la planetă, a tuturor. De ce să țin? Deci se schimbă mentalitatea. Da, vor deveni toți anarhiști, fără să-și dea seama. Că nu, că acum îi controlează cu limbajul, că spun că anarhia nu înseamnă libertate, că de fapt asta înseamnă libertate și zic că e haos și dușe. Când îți dai seama că nu mai ai nevoie de șef și de oameni care să te conducă, care de fapt nu fac decât să te exploateze și relațiile vor fi ca în familie, ori cooperăm, ori terminați cu dominarea, atunci s-a terminat cu toate problemele.
De ce are nevoie omul ca să ducă o viață tihnită și liniștită? Păi, în primul rând, să nu fie spălat pe creier, adică să nu fie prostit, ceea ce e foarte greu în ziua de azi, că asta e instituționalizată, prostirea, adică prin școală, și omoară și talentul și imaginația, tot prin stilul ăsta de învățământ la bandă rulantă, produc, îi ștanțează, le dau niște diplome, niște ștampile pe ei și stați, nu-i stați, afară, marginea societății. Deci, în primul rând, ca să trăiască liniștit, trebuie să nu se mai ducă la școală, să învețe să scrie, să citească pe cont propriu, dacă vrea, dacă nu, înseamnă că nu-i bun de nimic, n-are rost, că n-are nimic de exprimat, numai ne încurcă, și să se mulțumească cu puțin, adică să se țină de la blit, frate, că n-are nevoie să mânce cum ne mint ăștia 5 legume, fructe și 5 tone de mâncare pe zi și de astea, că ăstea costă și distrug și să renunțe la carne, în primul rând, că asta îi face agresiv și canibali, că de-aia e destructiv și nu. Să trăiască în natură, să desfințeze orașele, eu zic. De câte vreme există orașe, puține șanse. Să apă așa cum ai tu aici, da? Și multă verdeață. Da, poți să, pe teritoriul este cât vrei, liber, așa, lăsat aiurea sau cultivat cu cucuruz pentru animale. Ce întrebi cu cucuruz pentru animale, frate, dacă eu nu am animale? Nu mai mânc ceapă cu salată, cent. Nu, din start tot terenul care e folosit ca să îngrașe animale și să-i țipă alții flămânzi din Africa, va fi folosit ca să desfaci orașele. Și în momentul în care ai renunțat la orașe, principala pacoste al omenirii sunt marile comunități, că ăștia declară legi, războaie și mai departe, un trip, și dacă vrea să distrugă pe altul cu cuțetul, poți să măcelărești 100 de oameni, dar 100 de milioane n-ai cum să faci performanțe de Stalin, Hitler sau Obama sau demenții care conduc. Mai pun o întrebare, colegul meu tot filmează. Umbli desculți. Da. De ce? Pentru că e vară. Iarna nu prea pot să umblu descălț, că fac hipotermie, dar altfel nu văd nici să umblu încălțat. Că doar avem picioare ca să călcăm cu ele, nu cu talpă la papuci. Și pământ pe ei, nu e asfalt, nu-s cuie și de-asta. Asfaltul e cancerigen, dacă calci prea mult și nu-i imbibat cu praf. De-aia nu-i bine să-ți spele ăștia prin oraș. Că fac cancer, de-aia nu umblă descălț. Petrolul, în general. Am uitat să vă spun că Mihai este vegetarian și că m-au fascinat predicțiile lui despre canapelism, adică viața fără bani, ca o rânduire socială a viitorului, despre desființarea claselor sociale și eliminarea gândurilor destructive pentru a crea o lume mai bună, fără clase dominatoare și fără creiere spălate. Am mulțumit gazdei pentru minunatul ceai și am plecat spre peștera cetății, cunoscută și ca peștera lotrilor din satul Peștera, cu o istorie bogată despre comori bine tăinuite. Se pare că totuși e o poveste, nu prea știu amănunte, dar... Poate găsim pe cineva care să ne povestească? Da, s-ar putea să vă povestească cineva. Se pare că acolo tot ce s-aduna se ascundea în acea peșteră și... Poveste gen Ali Baba și cei 40 de hoți cu ceva, peștera. Exact, da. Da. O peșteră frumos, care are în jur de 160 de metri. Ea se poate vizita doar într-o parte, dar nu am înțeles. Știu sigur că ea a fost trecută și e străbătută de un pârâu. Ghid ne-a fost Nea Romulus Păienar, un localnic trecut binișor de 75 de ani, dar aprig la mers, de-abia ne-am putut ține după el. Că a fost cale lungă până am ajuns la peștera lotrilor, atât de bine ascunsă este de privirea curioșilor. O legendă a locului spune că pe vremea când în zonă nu era nici urmă de așezare umană, în peșteră se acioase o ceată de lotri. Ca să-și păzească bine comorile furate, lotri au ferecat intrarea în peșteră cu uși masive din bârne, cu ivăr din fier bătut pe nicovală. Se spune că unul dintre cei călcați de lotri și-a pus în gând să-și recupereze aurul furat și a plecat să caute iarba fiarelor, cea care, la o simplă atingere, topea tot ce era făcut din fier. Ce că ar fi crescut nu departe de satul Peștera, într-un loc secret, însă omul nu a găsit-o pentru că nimeni nu știa să-i spună cum arată iarba fiarelor. Atunci voinicul s-a apucat să sape în stânca de deasupra peșterii, dar nu a reușit să dovedească peretele prea gros. A mai făcut o încercare să intre în peșteră prin spatele ei, pe unde curgea un fir de apă, dar a fost prins de lotri care, după asemenea întâmplare, și-au mutat comoara într-un loc rămas și în zi de astăzi necunoscut. Se zice că unii mai caută și în zi de azi comoara lotrilor.
Ce-a fost pe aici, prin zonă? Păi, eu de când știu, numai au fost pește, da. Pe urmă, au fost mulți care, au mai fost cum erau hoți, să băgau pe ele, să ascundeau, de defraud, mai de mult, nu acum. Că acum fură pe ziua mare, nu să mai mă ascund. De ce, e adevărat cum se spunea că ar fi săpat cineva peștera aia? E posibil așa ceva? Nu se poate, pentru că e piatră, e calcar. Aia e piatră stâncă, nu e piatră de amăruntă ca să o scoată afară. Nu e. Aia e făcută... De cine e făcută nu știe nimeni. E natură. Așa e. Dar trăiesc lilieci, a zis? Trăiesc lilieci, da, acolo. I-ați da. Văzut? Da, cum să nu? Dar cum de sunteți așa de sprinten? Câți ani aveți? Păi 77. E 77. Păi abia m-am ținut după mata pe acolo, am înnotat prin iarba aia și prin... Păi n-aveți antrenament. N-am antrenat. N-ați văzut că la fotbal antrenamentul ține pe om. Vine multă lume la peșteră. Nu-i multe, satul mic, puțini oameni. Da, da. 25 de cap. Nu, pe ei o sor că am mai dus. Ei mulți. Copiii au plecat. În lume, ei bătrâni la mine, în pământ, și satul a scăzut. 25 de case? 25 de familii? Da. Da? Da. Dar la peșteră, în vizită, mi-a zis că vin de prin toate părțile. Da, vin din toate părțile și v-am spus și din alte țări vin. Au nu vin toți. Vine care are interes să vadă. Dar de unde au aflat? De unde știu ei? Păi de undeva, cred că știu de undeva. Mm-hmm. Așa nu veneau singuri. Dar pe lumea din sat interesează peștera, nu? Nu. N-are nimeni treabă. Păi nu, că e obișnuită cu ea. E din totdeauna acolo. Da. E ca să... De nu te ploaie în ea dacă intri. Dar mi-a zis că prin părțile astea tot sapă lumea, după comori, după... Or săpat acum, s-or cam lăsat ele. Că or săpat cam degeaba. Dar era o poveste cu... S-a năruit odată o stâncă, săpa o stâncă pe nu știu unde pe acolo și... Păi s-a hurit, dar fără comoră, numai pe oameni. Dar ziceți-mi ce-or fost frați? Mi-ați povestit parcă, pe drum, ziceți-mi. Parcă frați au fost ei, da. Și? Și apoi unul a murit și l-a dus acasă. Cu bani cu tot, apoi nu mai câștiga nimic. Apoi nici nu s-a mai dus acolo. Și curentul a băgat. Cum adică? Păi nu știu ce baterie și-a făcut, nu curent la stâlp. Și lumină, că acolo trebuia lumină. A, dar ce, ori săpat, cum săpau ei acolo? Păi săpau în stânc acolo, pe rupeau la piete de alea care se puteau rupe, că stânca simplă nu puteau rupe. Prin crepături de alea. Și făceau tunele așa tunele, pentru ei? Da. Da? Și tot nimica nu realizat. Dar ce căutau de fapt ei? Păi să zicea că bani, dar ei știu. Banii cui? Bani. Păi erau comori de alea, le ascundeau, le-au ascuns mai demult. Am adăstat la Nea Romulus Păienar, localnic cu prenume de erou roman, preț de vreo 10 minute, nu mai mult, pentru că mai aveam cale lungă de bătut până la cetatea medievală din Mălăiești. De fapt, un turn îngust, etajat, cu ferestre mici, prin care abia se strecura lumina zilei și în care, în evul mediu, locuiau cei înstăriți, adică nobilii. Acum cetatea este mândria primarului, un fel de viitor aspirator de turiști. În al doilea punct de atracție turistică la care eu țin foarte mult și vreau să vă spun că lucrez din 2009 la el și am avut norocul de a semna în 2012, în septembrie, acest proiect, este reabilitarea cetății Mălăiești și a căilor de acces înspre cetate în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea, de fapt, era în secolul XIV un turn de refugiu pentru nobilii din zonă, da. Când erau diferite evenimente, după câte știu eu, ei se refugiau în acel donjon, de fapt se numește, donjonul de la Mălăiești. O cetate la care eu am observat din 12 ani, de 13 ani de când sunt primar, că este vizitată de foarte mulți turiști și am considerat la vremea respectivă, în 2009, când pe programul operațional regional AXA 5 domeniul de intervenție, 5-1 turism, că ar fi bine să încercăm să vedem dacă putem să reabilităm
această cetate în vederea introducerii în circuitul turistic și, cum vă spuneam, am reușit. Este vorba de 1.700.000 de euro. Sălașul de sus pare a fi raiul pe pământ. Potecile bătătorite de pași și roți te poartă prin unele dintre cele mai pitorești locuri din țară. Pierdute printre livezi, printre pâlcuri de copaci și păduri semențe de brad, printre fânețe cu narcise și fluturi, pășuni grase pe care vitele pasc domol, atot săpânitoare, satele comunei legate între ele prin rețeaua de drumuri comunale par o adevărată moșie bine gospodărită și administrată. Am mai zăbovit în satul Nucșoara la biserica din sat, una dintre cele mai vechi din zonă, monument istoric. Atât de joasă este construcția încât un bărbat zdravăn, precum ghidul nostru, trebuie să se îndoaie binișor din șale ca să poată intra. Am pornit din nou la drum, de data aceasta ca să descoperim alt miracol, la Cârnic, altă poartă de intrare în Parcul Național Retezat, Cascada Lolaia, ascunsă bine printre cotloanele muntelui, ale cărui stânci masive par să se prăvălească peste tine în orice clipă. Ce minunăție mi s-a înfățișat ochilor! Nici nu pot descrie în cuvinte. Mai bine vă las să vedeți imaginile filmate de Bughi, tovarășul meu de aventură prin comuna Sălașul de Sus. Situată la altitudinea de 1050 de metri în partea de nord a Parcului Național Retezat, cascada ce și-a croit drum prin stâncă impresionează prin frumusețea aparte, la care un aport considerabil îl are și pădurea de braz ce parcă se scaldă mereu în apele înghețate ale cascadei. Accesul ar fi fost extrem de anevoios dacă voluntari și jandarmi montani n-ar fi construit o scară sănătoasă din lemn masiv. Cascada Lolaia din Munții Retezat este considerată bijuteria Arcului Carpatic. Cascada s-a format pe râul Lolaia, care este un afluent al Jiului de Est și el afluent al Jiului, fiind cea mai spectaculoasă cascadă din zonă, dând deopotrivă și un mister aparte locului în care este așezată. Într-un final ne-am întors la bază, adică în satul reședință de comună. Mai aveam de văzut Biserica Iobagilor și de povestit cu nea Ion Vlad. La 85 de ani, om citav la minte, dar cam surd de o ureche, dar asta nu ne-a împiedicat să povestim în tihnă despre vremuri de odinioară. Asta, cu că e poreclă? Da. Dar de ce? Pentru că e mult Vlad Ion în sat. Și dacă fac bajocura, cum zicem noi, atunci ar vine o scrisoare sau ceva, sau ceva, face cineva prostie pe undeva. Da. Și vine la mine și eu habar n-am, nu știu de ce e vorba, dar așa dacă e hucă... A, se știe, e unul singur. Mai este juniorul. Tot hucă. Tot hucă. Da. A, deci rămâne, porecla rămâne pe familie. Și la urmă ăla. Da, porecla rămâne pe familie. Așa. No. Nea Hucă. Este o biserică, se spune Biserica Iobagilor. Aici, chiar în, da, în Sălaș. În Piață. Da, da. Ce știți de ea?
Ce știți de biserica aia? De ce îi spune biserica iobagilor? Păi, după cât am înțeles de la profesorul Crișanu, că el acum este studiul de acesta, au fost împărțite în două, biserica în două. Adică au avut două intrări. Avea o intrare laterală și una în față. Și era un... Nu l-am văzut ce ne descria ăla. Biserica era despărțită. Ăștia iobași, ăștia n-aveau voie să treacă la români. Era ca un fel de așa, de despărțitor, nu până sus. Numai așa, știi, ca să fie ea... Da, bogații separați de săraci. Așa, da, așa. Și intrau pe ușa... Nu intrau pe ușa principală, nu, pe camare. Nu, da, da. Ușa laterală era. Acum slujba nu știu cum s-a fi făcut. Cred că s-a făcut împreună, și la unii și la alții, da. Da, erau separați. Separați, da. Cum era satul înainte? Era viața. Doamne, doamne. Uite, aici era o șură de bârne, uite aici, vis-a-vis peste drum. Și cu streașina de paie, uite atâta de mare. Și acolo la drum era o casă de bârne pe pământ, pășeai din curte, în târnaț, cum îi zicem, da? Acum îi zic coridor. Da. Aici casă de bârne, acolo casă de bârne. Piatră și de piatră. A fost satul meu acus, dar s-a dedicat când spunea tata, că și eu zidare am fost de meserie. Tata zidare, bunul, tot zidare a fost. Mm-hmm. Înțelegeți? Mm-hmm. Și păi spunea tata că după primul război mondial, atunci s-a schimbat fața satului. După primul război mondial, au făcut oamenii câs, dar tip altfel, cum se alea de acolo. Acum, ulterior, le-au modificat, le-au mai făcut mai sofisticate. Mai sofisticate, da, 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 da. De poiana narciselor era dintotdeauna? Da. Da? Încă au fost mai bună ca acum și mai frumoasă ca acum. Acum s-au împădurit. Atunci, doamnă, dacă ieșeam de aici, din sat afară, și ne uitam pe câmp încolo, până în ușoare, dacă se era vreun om pe acolo, îl vedeai. Nu era nimic odată, era cum vedeți la mine aici în curte. Dar acum s-au împădurit pe acolo. Dar nu mai sunt narcise. Ba, mai sunt. Dar s-au restins. S-au restins în câmp încolo. El așa îl știe. Și acolo unde mânăm vacile acum în pășune și pe acolo s-au restins. Pe acolo nu erau. Când am fost eu copil, numai aceia erau. Apoi se fere săracele și caută și ele alt loc. Că le-au mâncat oile, vacile, le rup, oamenii le mănâncă oile, vacile. Da, s-au mai ieșit dispărut. Da. Erau multe când eram mai tinere. Frumos satul și acum a dezvoltat și... Dar mai trebuie. Încă, nu știu dacă ați fost prin sat, nu vreau ca să laud, dar este construcții deosebite și oamenii, familiile s-au modernizat. Atunci eram... Vă place? Atunci, doamnă, știi că era portul, cămașă de țesută în război, de cânepă, de canabis de ăsta, de acum închid oamenii, că... De câine, poate. Canabis. Cămașă și izmene. Izmenile erau ca așa, numai mai largi. Și până jos. Și în picioare aveam 8-5. 8-5, doamne. Din ce făceați 8-5-ile? Din piele de vită? Care erau mai moderne, se vindeau în comerț, erau de piele tăbăcite, piele de bou, care erau mai sărăcuți, ele erau din cauciuc. No, păi am văzut și opinci din piele de porc. Și din piele de porc. Da. Eu am și acum o pereche, am dat-o la... Este unul care lucrează aici, la... ăsta, la...
La parc. La parcul ăla. Eu trebuie să-i dau, le dau namă, să se facă, să îmbrece în... Nu. Aveam, aveam o, o izmienie, doamnă, și o cămașă, și în iarna cioreci de lină. Lină torsă, țesute în război și ducea, o ducea aici peste, era la Piu, așa se zicea, aici la Sibisil. O ducea înapoi și din aia făceau cioreci și în spate căputi, ziceam, căputi. Dar de spălat? De spălat? Des... Știu că sunt zone unde mai sunt niște vâritori din astea, așa. La apă, la râu. Da, da, la râu. Cu Maiu, bateam cu Maiu. Dar spune-mi sate, nu vă arătai la paroși că sunt un loc vaiagă. O vâltoare aia, cum zic, vaiagă. Mai sunt încă în zonă. Am mai văzut. Mai acum spală mașina. Acum spală mașina, da, sigur că da. Sigur că da. Dar ce mai vorbim? Pe timpuri era pârlău, bun, pune-le de... Pârlău ne puneai hainele de pânză. Ei, la vaiagă. Vaiagă era făcută ca un, așa, ca un... Ca un, cilindru, ca un cilindru și scândurile erau așa, distanțate. Nu erau una prinsă de alta. Și de sus, așa, mai de sus, era un scuc, scuc și pe ala vine apă. Un șgheabă, un scuc, cum da, să... Da, da, no, noi avem da. Limbajul nostru. Foarte bine. Și ăla mergea acolo, în aia. Și hainile alea sau ce băga acolo, apa tot așa le întorcea, tot așa le întorcea. Bă, le spăla, ca, și, ca din mașina de spălat, e ce o spălat. Da, numele era curent. Da, nu costa nimic. Da. Istoria comunei Sălașul de Sus se pierde în negura vremurilor. Face parte integrată din istoria țării Hațegului. Deci ar mai fi fost multe de văzut și de povestit despre minunățiile din Sălașul de Sus, altele decât renumiții virșli pe care îi cunoaște deja toată lumea. Dar pentru asta ar fi trebuit să adăstăm pe aceste meleaguri cel puțin o săptămână și să ilustrăm comuna în cel puțin 3 episoade. Așa că ne-am planificat să revenim peste un an, când cetatea de la Mălăiești va fi gata, când vom descoperi noul habitat glacial al preistoricelor narcise, dar și alte locuri pline de legende, de istorii aproape uitate, dar atât de binecuvântate de Dumnezeu.